Ce este mișcarea Hamas? Care este scopul ei? Și de ce e considerată de către Occident organizație teroristă? Care este istoria Hamas? Ce scopuri au militanții organizației? Și până la urmă, cine îi sprijină pe aceștia? Atât financiar cât și logistic. Hamas este o organizație islamică militantă fundamentalistă care operează în Cisjordania și Fâșia Gaza. Numele Hamas este un acronim de fapt și vine de la Harakat al Mukavama al Islamia, adică mișcarea islamică de rezistență. În arabă, Hamas mai înseamnă și entuziasm. Mișcarea are departamente dedicate activităților religioase, militare, politice și de securitate. Aceasta desfășoară un program social și administrează numeroase școli, spitale și instituții religioase. Dispune de un personal de securitate format din 12.500 de persoane. Scopul Hamas este înființarea unui stat palestinian islamic, iar manifestul său original militează pentru distrugerea statului Israel. Actualul președinte, Khaled Meshal, declarase anterior că gruparea sa va susține înființarea unui stat palestinian pe baza granițelor din 1967. Refuzul Hamas de a recunoaște statul Israel e unul din motivele pentru care gruparea a fost exclusă de la negocierile de pace. A fost fondată în 1987, în timpul primei intifade palestiniene împotriva ocupării Cisjordaniei și a fâșiei Gaza de către Israel. Hamas s-a opus atunci, de la început, eforturilor Organizației pentru Eliberarea Palestinei, entitate fondată de Yasser Arafat, și nu a recunoscut niciodată dreptul statului Israel de a exista. Inițial o organizație strict militară, Hamas și-a dezvoltat rapid o ramură care, a urmărit oferirea de diferite beneficii sociale palestinienilor, iar din 2005, când Israelul s-a retras din Gaza, a jucat un rol politic important. Puternic afectată militar de fiecare dată în urma luptelor, organizația nu a fost lovită fatal niciodată. Majoritatea guvernelor occidentale, inclusiv Uniunea Europeană sau Statele Unite, au clasificat Hamasul drept o organizație teroristă. Norvegia și Elveția sunt însă două excepții notabile de state care au păstrat o poziție neutră și au păstrat legăturile diplomatice cu Hamas. După ce în decembrie 95 Israelul l-a asasinat pe principalul pirotehnist al organizației, militanții Hamas au răspuns cu un val de atacuri cu bombă în diferite autobuze la începutul anului următor, omorând aproape 60 de israelieni. Atacurile au jucat un rol crucial în oprirea procesului de pace de către partea israeliană și în ajungerea la putere 96 a lui Netanyahu, opozant al acordurilor de la Oslo. Gruparea a început să comită atentate sinucigașe împotriva unor ținte civile și militare izraeliene la jumătatea anilor 90. Hamas ar fi omorât 500 de persoane în mai mult de 350 de atacuri începând din 1993. După ce a boicotat alegerile an la rând, Hamas a participat pentru prima dată la scrutinul parlamentar din 2006. Candidând ca Partidul Schimbării și Reformei, gruparea a obținut o victorie clară asigurându-și majoritatea în Consiliul Legislativ Palestinian. Hamas are un buget anual de 70 de milioane de dolari, potrivit Consiliului pentru Relații Externe. Multe fonduri vin din partea unor palestinieni din străinătate, de la donatori privați din Orientul Mijlociu și organizații umanitare musulmane din Occident. Gruparea primește un ajutor financiar semnificativ, precum și arme și instrucție din partea Iranului. De la câștigarea alegerilor din 2006, Hamas dispune și de fonduri publice. Gruparea se bucură de un sprijin important în rândul populației din Gaza, grație programului său social. Potrivit Consiliului pentru Relații Externe, eforturile sale în această zonă, precum și reputația de onestitate în contrast cu oficialii Fatah, explică popularitatea de care se bucură. În arsenalul lor de contrabandă sau artizanal se regăsesc mine, rachete, arme ușoare. Brigăzile sunt dotate cu rachete de artilerie cu rază lungă de acțiune, și anume de tip M75 cu adaptare locală a sistemului 5 de fabricație iraniană, care au ajuns la o distanță de până la 80 de km de fâșia Gaza în atacuri asupra Tel Avivului. Carta Hamas din 1988 e documentul fundamental al organizației. Definește Palestina istorică, inclusiv Israelul contemporan, drept pământ islamic și exclude orice acord de pace permanent cu Israelul. În anul 2017, Hamas a prezentat un nou document politic care mai relaxează unele poziții și folosește un limbaj mai atent. Fără să recunoască Israelul, Hamas a acceptat prin documentul din 2017 formarea unui stat palestinian temporar în Gaza, Cisjordania și Ierusalimul de Est. Documentul accentuează că lupta Hamas nu este purtată cu evrei ca atare, ci cu ocupanții zioniști. Guvernul israelian a catalogat declarația din 2017 drept o tentativă de a păcăli lumea. Principalul aliat și sponsor al Hamas este Qatarul. De altfel, emirul catarez Hamad bin Khalifa a fost primul lider de stat care a vizitat guvernul Hamas în 2012. Până acum, conform 2 cevele, Qatarul a finanțat cu cel puțin 1,5 miliarde de euro organizația din fâșia Gaza. Organizația e sprijinită și de Turcia, în cadrul unor discuții purtate chiar înainte de izbucnirea noului episod violent de lupte, președintele turc Recep Erdogan și-a declarat sprijinul pentru liderul din Hamas. Pe lângă aceste două state, Iranul a furnizat de-a lungul timpului un număr important de arme care compun arsenalul Hamas, iar Teheranul a reiterat recent sprijinul acordat organizației în lupta împotriva Israelului. Hamas este adepta jihadului, adică războiului sfânt, principala modalitate a organizației pentru a-și atinge țelurile. Conform cărții mișcării Hamas, un război fără scrupule trebuie purtat împotriva Israelului, jihadul fiind datoria personală a fiecărui musulman. Ca și Hamas, Fatah, o altă grupare, avea o odinioară ca scop lansarea de atacuri asupra Israelului. Totuși, aceasta a devenit parte a OEP în anii 60, iar în 93, Fatah a renunțat la violență și au recunoscut existența Israelului. Ca urmare, Fatah, care controlează Cisjordania, e considerată mult mai moderată, în timp ce Hamas e privită ca o grupare teroristă de Occident. Fatah se bucură de sprijinul țărilor occidentale, inclusiv Statele Unite. Cele două grupări au avut relații distante după ce Fatah a pierdut majoritatea în Parlamentul palestinian în fața Hamas în 2006. Acestea s-au ameliorat parțial după semnarea unui acord de reconciliere în 2011. Hezbollah este principalul dușman al lui Israel datând de la ocuparea de către Israel a sudului Libanului în 1978. Hezbollah a fost acuzat de atacurile asupra țintelor evreiești și izraeliene din străinătate, inclusiv pentru atentatele cu mașina cu bombă din 94 asupra unui centru comunitar evreiesc din Argentina care au ucis 85 de persoane. Dar și bombardamentele ambasadei Israelului din Londra, chiar și după ce Israelul s-a retras oficial din sudul Libanului în 2000, a continuat să se ciocnească cu Hezbollah, în special în zona de frontieră disputată, Sheba Farms. Conflictul periodic dintre Hezbollah și forțele israeliene a escaladat într-un război de o lună în 2006, în timpul căruia Hezbollah a lansat mii de rachete pe teritoriul israelian. Hezbollah și Israelul încă nu s-au aflat într-un război de plin, dar grupul și-a reiterat angajamentul pentru distrugerea statului israelian în manifestul său din 2009. În decembrie 2018, Israelul a anunțat descoperirea kilometri de tuneluri care merg din Liban în nordul Israelului, despre care susține că au fost create de Hezbollah. În anul următor, Hezbollah a atacat o bază armate israeliene, primul schimb transfrontalier serios de mai bine de patru ani. În august 2021, Hezbollah a tras peste o duzină de rachete ca răspuns la atacurile aeriene israeliene în Liban. A fost prima dată când grupul a revendicat responsabilitatea pentru rachetele lansate în Israel după războiul Israel-Hezbollah din 2006. Hezbollah a atacat Israelul cu arme sofisticate antinavă, despre care oficialii occidentali suspectează că sunt furnizate de Iran. Această grupare, Hezbollah, este o grupare musulmană și șiită și un grup militant cu sediul în Liban, unde extinsul său aparat de securitate, organizația politică și rețeaua de servicii sociale i-au promovat reputația de stat în cadrul unui alt stat. Fondată în haosul războiului civil libanez de 15 ani, gruparea susținută de Iran e condusă de opoziția față de Israel și de rezistența sa la influența occidentală în Orientul Mijlociu. Cu istoria sa de a comite atacuri la nivel mondial, părți din Hezbollah și în unele cazuri întreaga organizație au fost desemnate ca grup terorist de către SUA și multe alte țări. În ultimii ani, alianțele de lungă durată cu Iranul și Siria au implicat grupul în războiul civil sirian, unde sprijinul său pentru regimul lui Bashar al-Assad a transformat Hezbollah într-o forță militară din ce în ce mai eficientă. Dar, în condițiile în care agenții de putere din Liban se confruntă cu nemulțumirea publică, în timp ce națiunea se apropie de eșec, rolul Hezbollah în Liban s-ar putea schimba. Conform unui acord politic din 1943, puterea politică e împărțită între grupurile religioase predominante ale Libanului. Un musulman sunit servește ca prim-ministru, un creștin maronit ca președinte și un musulman șiit ca președinte al Parlamentului. Tensiunile dintre aceste grupuri au evoluat spre război civil, deoarece câțiva factori au perturbat echilibrul delicat. Populația musulmană sunită creștea odată cu sosirea refugiaților palestinieni în Liban, în timp ce musulmanii iți se simțeau din ce în ce mai marginalizați de minoritatea creștină aflată la conducere. Pe fondul luptelor interne, forțele israeliene au invadat sudul Libanului în 78 și din nou în 82 pentru a expulza luptătorii de gherilă palestinieni care au folosit regiunea ca bază pentru a ataca Israelul. Un grup de șiiți influențați de guvernul teocratic din Iran, principalul guvern șiit din regiune care a ajuns la putere în 79, a luat armele împotriva ocupației israeliene. Văzând o oportunitate de a-și extinde influența în statele arabe, Iranul și Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice au oferit fonduri și instruire miliției în devenire, care a adoptat numele de Hezbollah, adică Partidul lui Dumnezeu, și a câștigat o reputație de militantism extremist datorită ciocnirilor sale frecvente cu milițiile și terivale, cum ar fi Mișcarea Amal și atacurilor asupra țintelor străine, inclusiv atentatul din 83 asupra. Cazărmilor care găzduiesc trupe americane și franceze în Beirut, în care peste 300 de oameni au decedat. Hezbollah și-a confirmat public implicarea în războiul civil din Siria în 2013, alăturându-se Iranului și Rusiei în sprijinirea guvernului sirian împotriva grupărilor rebele, în mare parte sunite. Înainte de 2013, grupul a trimis un număr mic de formatori pentru a consilia regimul. Se estimează că peste 7.000 de militanți Hezbollah au luptat în alianța Pro-Assad, care a jucat un rol esențial în supraviețuirea regimului, inclusiv prin câștigarea bătăliei în 2013, care a asigurat o rută pentru forțele regimului între marile orașe Damasc și Homs. Analiștii spun că experiența de luptă a lui Hezbollah în Siria a ajutat să devină o forță militară puternică dar că se confruntă cu un sentiment tot mai mare în Liban cu faptul că războiul a determinat grupul să-și neglijeze interesele interne. Factorii politici americani văd Hezbollah ca pe o amenințare globală. SUA a desemnat Hezbollah ca organizație străină în 97, iar câțiva membri individuali a Hezbollahului, inclusiv Nasrallah, sunt considerați oameni extrem de periculoși, mondiali, special desemnați. Administrația Obama a oferit ajutor armatei libaneze cu speranța de a diminua credibilitatea Hezbollahului ca cea mai capabilă forță militară a țării. Cu toate astea, eforturile paralele ale Hezbollah și ale armatei libaneze de a apăra granița cu Siria de statul islamic și militanții afiliați al Qaeda au făcut Congresul să ezite să trimite ajutor suplimentar de teamă că Hezbollah ar putea să-l obțină. În 2015, Congresul SUA a adoptat legea pentru prevenirea finanțării internaționale a Hezbollah, care sancționează instituțiile străine care folosesc conturile bancare din SUA pentru a finanța Hezbollah, legislatorii l-au modificat în 2018 pentru a include tipuri suplimentare de activități. Administrația Joe Biden a continuat să sancționeze persoanele conectate la rețeaua de finanțare Hezbollah, inclusiv șeful unității centrale financiare a grupului, iar în 2021 Departamentul de Trezorerie a anunțat sancțiuni care vizează o rețea financiară internațională acuzată că a spolat zeci de milioane de dolari prin sisteme financiare regionale în beneficiul Hezbollah și Iran. Uniunea Europeană a adoptat o abordare mai puțin agresivă față de Hezbollah. Blocul și-a desemnat brațul militar drept grup extremist în 2013 din cauza implicării sale într-un atentat cu bombă din Bulgaria și a sprijinirii regimului Assad. În 2014, Agenția de Poliție UE, Europol și Statele Unite au creat un grup comun pentru a contracara activitățile Hezbollah în Europa. În ultimii ani, mai multe țări europene au adoptat o poziție mai puternică. Parlamentul Marii Britanii, spre exemplu, a considerat întregul grup Hezbollah Extrem de periculos, urmat de guvernul german în 2020. Cu Libanul în pragul colapsului, grupul a profitat de oportunitățile de a se extinde în propria curte. Din ce guvernul libanez nu a reușit să răspundă eficient penuriei de combustibil la nivel național, în 2021, Hezbollah a importat peste un milion de galoane de combustibil din Iran prin trecerea prin Siria, încălcând sancțiunile SUA asupra Teheranului. În ciuda eforturilor Hezbollah de a consolida credibilitatea pe frontul său intern, mulți lebanezi nu au încredere în grup pentru presupusa sa implicare în exploziile din Beirut în 2020, care au ucis peste 200 de oameni. Unii experți spun că Hezbollah își pierde controlul asupra Libanului, având în vedere furia care se răspândește chiar și în fortărețele tradiționale, creșterea candidaților independenți, a semnalat că mulți din Libani sunt nemulțumiți de Hezbollah și de alți ținători de multă vreme ai puterii. În plus, sprijinul sporit pentru Partidul Forțelor Libaneze care dorește să dezarmeze Hezbollah ar putea fi un indiciu că mulți alegători nu-l mai văd drept protectorul țării. În lunile următoare, Hezbollah s-ar putea lupta pentru a-și alege candidații în funcțiile de conducere de vârf ale Libanului. Dar o scădere a puterii lui ar necesita probabil un sprijin și mai mare pentru forțele de opoziție, inclusiv din partea guvernelor străine.